Acest program național Biblionet a cunoscut un succes extraordinar în România și acest lucru s-a petrecut tocmai datorită colaborării cu Asociația Națională a Bibliotecarilor Publice. În alte țări, pentru că ei se dublează și în alte țări din Europa și din lume, partenerul Fundației Bill și Melinda Gates este guvernul. Și iată, acolo lucrurile nu au mers ca la noi. La noi, colaboratorul principal, Asociația Națională a Bibliotecarilor Publici din România, asigură, cum spunea și doamna directoare la început, un personal calificat, o pătrundere în teritoriu prin bibliotecile publice, comunale, orășenești și municipale foarte bună și o receptivitate extraordinară. Noi, cel puțin, în județul Bacău, am întâlnit o receptivitate grozavă și din partea organizațiilor locale, primăria, Consiliul Local, aceștia fiind partenerii noștri în aplicarea programului. Și iată, am intrat în runda întâi cu primele 12 județe și acum am aplicat în 31 mai, a fost termenul limită, am aplicat dosarul pentru runda a treia. Și vom ajunge spre toamnă încolo să avem 61 de biblioteci publice din județul Bacău, din cele 87, deja informatizate. Și cu personalul, să accentuați acest lucru, personalul foarte bine pregătit pentru a conecta populația din comunitatea locală cu fluxul mondial de informații, acela care vine prin internet. Avem printre noi ONG-uri, avem reprezentanții ai bisericii care au preocupări în acest domeniu și cu siguranță prin acțiunea de astăzi se vor implica cu mult mai mult, pentru că este într-adevăr o problemă care merită atenția și dăruirea noastră. Și-a propus din start informarea și conștientizarea la nivelul cetățenilor, opiniei publice din zona Moldovei asupra riscurilor la care sunt supuși și pe care le suportă copiii lăsați singuri acasă prin plecarea părinților în străinătate. A fost o campanie de informare, la modul caravane, campanie stradală. Am folosit voluntari din cadrul liceilor din orașul Bacău. La nivelul Bacăului, județului Bacău, s-a format o convenție parteneriat între Asociația Betania, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Serviciul Public de Asistență Socială, Inspectoratul de Poliție Județean, Inspectoratul Școlar prin Direcția de Asistență Psihopedagogică și Direcția de Sănătate Publică. În cadrul proiectului, cum am spus, am vizat și mediul rural, unde majoritatea copiilor provin din mediul rural. Am luat contact cu primăriile, consiliile locale, cu referenții sociali din cadrul acestor structuri. Am dus material informativ, prin care le spuneam și informam cetățenii cui trebuie să se adreseze, pe cine trebuie să se sesizeze în cazul în care sunt copiii lăsați singuri acasă, modul de abordare a autorităților. Și totodată am sensibilizat și instituțiile pentru mărirea capacității de a oferi sprijin și suport pentru această categorie de copii. Finanțarea, în primul rând, se datorează modului în care Guvernul, Ministerul de Resort, distribuie din bugetul de asigurări sociale sau bugetul ministerului respectiv finanțare către Consiliul Județean, către autoritatea locală, parte din bani care ajung la organizația civilă, tocmai la aceste ONG-uri, care vin, sprijină și preia din responsabilitatea autorității locale. Până la urmă sunt copiii noștri, sunt bătrânii noștri, sunt cei pentru care cineva trebuie să investească. Dăți principale ale asociației sunt servicii educaționale pentru copii din comunități defavorizate. Inițial, da, a început în 2004, mai devreme prin intermediul Fundației de Sprijin Comunitar. În 2001, cam așa, a venit Leslie în Bacău.
Dar ca asociație s-a înființat în 2004, de atunci oferă servicii în Bacău, Bucu și București, acum de un an și ceva, în toată țara. Și vă confruntați cu astfel de cazuri? Da, bineînțeles, pentru că, bine, segmentul pe care noi acționăm sunt copiii preșcolari și școlari. Dar noi vedem prin abandon școlar, prin comportamentul copiilor, la colectivitate. Și, într-adevăr, sunt cazuri de copii a căror părinți sunt plecați din țară și a căror comportament e diferit de cei care au susținerea afectivă și nu numai a ambilor părinți. Doamna senator ne-a invitat la Buhuș pentru a filma. Nici eu nu știam despre ce este vorba. Am mers acolo, la fel a fost o masă rotundă, au fost prezente mai multe persoane, am discutat pe marginea unui subiect, chiar a fost prezent un copil din Buhuș, a cărui mamă era plecată în străinătate și s-a văzut pe chipul lui și în ceea ce ne-a relatat că, într-adevăr, trăiește o dramă, a trăit o dramă. Și atunci am zis, hai să mediatizăm, hai să încercăm să facem public acest subiect. L-am prezentat pe postul local. Acum nu știu câți oameni au rămas impresionați sau câți vor face ceva în acest domeniu pentru a ne sprijini, dar măcar încercăm. Iar cu această întâlnire, la fel, vom mediatiza și vom încerca să conștientizăm publicul și să conștientizăm pe toată lumea că această problemă este într-adevăr una deosebit de gravă și nu se știe, poate eu, poate dumneavoastră veți fi afectați la un moment dat de această problemă în viitor. Nu putem ști. Mai am o întrebare care este dureroasă. Am constatat din ce am văzut până acum că au fost cazuri de sinucidere, mai ales în rândul băieților, și mai ales în Moldova. Ce părere ai și care este explicația pe care o poți da tu ca adolescent pentru așa ceva? Este un caz foarte, foarte urât, să zic așa, nu neasol să Da, este tentația foarte mare pentru că te gândești, mama mea nu mă mai iubește, tatăl meu nu mă mai iubește și de ce să mai trăiesc și așa că îi încurc. Au plecat acolo să lucreze pentru mine. Îți spun ce gândesc alții. Da. Au plecat acolo să lucreze pentru mine și poate părinții le scot ochii. Vezi că eu stau aici pentru tine și tu nu faci ceea ce trebuie. Dar nu trebuie să gândească nimeni în felul acesta. Trebuie să gândească mereu că părinților au mers acolo în străinătate pentru ei și fac tot posibilul să le meargă cât mai bine. Da, de adevărat. De foarte multe ori a pronunțat că mama mă iubește, deci are o legătură directă cu denumirea proiectului. Da. Și acum tu ești cu mama sau fără mama? Mama este în Italia. Da. Și ce sentiment ai acum? Sincer, eu m-am obișnuit pentru că tot plecând, dar trecând anii, peste ani, părinților le vine greu să plece pentru că le vine greu atunci la început, după aceea se obișnuiesc o perioadă, vede cum crești când vine acasă, te vede crescut, te vede cu o mentalitate formată și nu le vine să creadă. Este fiul meu, nu este fiul meu, ce s-a întâmplat cu el? Mama ta a fost surprinsă de ce ai realizat tu fiind singur acasă. Nu chiar singur, dar acasă. Nu are cum să vadă evoluția ta zi de zi, nu are cum să te vadă în fiecare zi. Se gândește la tine, te sună, te sfătuiește să faci anumite lucruri, dar na. Este într-o legătură directă permanentă, dar nu fizică, așa cum. Dar spunem, tu folosești Skype? Sau ce metodă de comunicare pentru a comunica cu mama? Cu mama, până acum am vorbit doar la telefon. Acum și-a cumpărat și dânsa un laptop și am început să vorbim pe Messenger, pe Facebook și alte site-uri de socializare. Pentru că scopul acestui proiect Te iubește mama este să faciliteze comunicarea audio-vizuală. Ți se pare că e mai important și să vă vedeți la față sau numai să vă auziți? Da, pentru că părintele, zic, ar simți o mare bucurie, la fel și copilul lui, mama mea acolo, deci trăiește, nu vorbește altcineva în locul ei sau ceva de genul. Da. Este un lucru foarte important să se mai vadă din când în când, chiar dacă e pe anumite site-uri de socializare sau direct. Mai am o ultimă întrebare. Ce recomandări ai avea tu pentru factorii de decizie din România care sunt obligați, de fapt, de Uniunea Europeană să aplice
rezoluția care s-a adoptat pe 12 martie 2009 la nivelul Parlamentului European, nu știu dacă știi de lucrul ăsta încă, și care ar trebui să aibă mult mai multă grijă de copiii migranților. Pentru că asta este realitatea cu care ne confruntăm. Nu putem să-i oprim pe oameni să circule liber. Ai vreo recomandare anume pentru factorii de decizie? Fiindcă ei vor afla. Da, ar trebui cu mult mai mult sprijiniți. Ar trebui acești copii băgați în seamă, să spun așa. Ar trebui să-i cheme la diverse evenimente, să le ofere diverse cadouri. Sau să nu le ofere nimic. Doar faptul să vorbească cu ei, să îi îndrume în anumite lucruri, să, nu știu, să le pună profesori de psihologie cu care să vorbească, să discute, să le spună ceea ce îl doare pe copilul acela, nu știu, să facă în așa fel încât acei copii să nu fie exteriorizați față de ceilalți, gândindu-se, mama lui e plecată în Italia, are bani, are de toate, nu mai trebuie să ne băgăm noi în seamă cu el. Și în final, ce crezi despre această întâlnire în bibliotecă? Ce crezi despre rolul bibliotecii publice în abordarea unui asemenea subiect? În primul rând, un copil când intră aici, da, se mai gândește, wow, uite cartea aceea, ce nume interesant, și citește o carte. În același timp este un mediu familiar, un mediu în care trăiești și te-ai născut, să zic așa, pentru că de mic copil ai citit o carte, ai auzit de cutare, de cutare din diverse povești și este un cadru social foarte, foarte bine amplasat, foarte bine, cum să spun eu, foarte bine, unde se, da, unde se, da, se pot dezbate astfel de probleme dureroase pentru comunitatea pe care o deservezi, corect? Da, da, da. Da, deci este regulă, nu vorbesc mai tare, microfon, nu vorbesc la microfon, doar scriu, tastează. Se văd, dar își tastează ceea ce au de spus, iar calculatoarele sunt așezate în așa fel, încât să aibă intimitate. Deci nu vorbesc cu părinții, atât doar se văd. Dar de ce nu vorbesc? Păi nu vorbesc pentru că în sală sunt mai mulți copii, adulți, și nu au intimitate. Deci nu... Și probabil vrea să-i spună ceva mamei, fără să afle ceilalți. Și atunci tastează. Noi putem separa, deci să-i primim pe rând, pentru că sunt părinți care au anumite ore libere. Vine un copilaș la ora 2, doamna, acum mama este liberă, îmi dați voie. Am ridicat altul care se joacă și l-am lăsat pe copilaș. Deci nu pot. Nu depinde de noi, de programul nostru. Depindem de programul lor. Deci în momentul în care ajung acolo, dacă au colegi, rude, în preajmă, se închid numai în afară de bună ce faci când vii. Deci nu mai discute, doar se văd atât. E foarte limpede. Oricare dintre noi a reacționat la fel, nu este nimeni de condamnat. Eu pot să vă spun că am un caz, o fetiță din Republica Moldova, vorbește cu mama ei pe Skype când mama este liberă și nu are nicio treabă cu cei din jur. Deci vorbește foarte deschis. Da. E o fetiță deosebită și a și lansat o carte la noi. Deci e oricum un pic mai deschisă decât ceilalți. Da. Asta e marea diferență. Și extraordinar, chiar dacă nu au intimitate. Să vedeți, să fiți acolo, să vedeți. Mie îmi vine să plâng acum că îmi povestesc o mamă care nu poate vorbi cu copilul ei pentru că o prinde plânsul și copilul la fel. Să-i vedeți cum se uită unul la altul cu toată dragostea și eu zic că e ceva. Mare lucru este. Și eu trăiesc o dramă asemeni copiilor pe care îi am la bibliotecă. Zi de zi mă întâlnesc cu ei, împărtășim impresii, dar nu pot să le înlocuiesc niciodată mama. Am anticipat, vreau să particip la un alt proiect, Copiii Invizibili, dar a venit acest proiect. Început să lucrez la el, m-a mișcat și acum cred că o să lucrez la ambele proiecte. Este o mână întinsă, sugestiv, și am zeci de mânuțe cu acei copii care vin zilnic la bibliotecă. Sunt mânuțele lor. Am o mapă întreagă. Unde își exprimă dorința, unde sunt persoanele care sunt în jurul lor. Și au nevoie de o mână întinsă. Cine vrea, le poate vedea. Acestea sunt mânuțele.
Și ce înseamnă lucrul ăsta? Le înlocuiesc de cele mai multe ori pe mame, discut cu fiecare în parte, au dramele lor. Încerc să le conciliez individual. Lipsa unui psiholog își spune cuvântul. Da. Și am înțeles că totuși la școală vine, nu zilnic, săptămânal sau la o lună, emoțiile mă copleșesc. Încerc să discut cu 2-6, cum îmi permite timpul. Este într-adevăr o dramă. Fetele au nevoie de foarte mare ajutor. Aceasta este o fetiță doar din celelalte care am, îmi tremură și mâinile mai mult decât aceste mânuțe sugestive, de la clasa a 7-a. De cine are nevoie? De mamă, de dirigintă, doamna bibliotecară, o altă colegă care poate să discute. Aceștia sunt copiii anului 2011.